Bună seara și bine v-am regăsit la Simply Talking. Am zis că în seara aceasta tema este un drum drept pe care uneori îl numim viață, așa că o să încep de-a dreptul. În seara aceasta am alături de mine pe o prietenă foarte, foarte dragă, care inițial a fost avocata companiei la care lucram, care între timp mi-a devenit foarte apropiată pentru că este un om tare frumos și am zis de ce nu să povestim cum e să îmbin dreptul cu poezia, cu farmacia, cu rolul de mamă, cu rolul de femeie, cu rolul de avocat. Oana Lucuțar, bine ai venit alături de noi în seara asta. Bine te-am găsit, bună seara. Cum ai ajuns să practici dreptul? Pentru că mi-ai spus că inițial ai cochetat sau chiar ai practicat, nu? Un pic din farmacie? Am practicat de nevoie farmacia, pentru că la insistențele familiei am făcut liceu sanitar, deși n-aveam niciun fel de veleități în materie. Și din spirit de opoziție sau de revoltă, după ce am terminat liceul, deși ar fi trebuit să dau la facultatea ori de medicină, ori de farmacie, mi-am luat postul în primire de asistent de farmacie și am lucrat 2 ani, mă rog, un an într-o farmacie și un alt an în altă farmacie, în zone diferite ale județului Suceava. Dar de ce dreptul? Cum de te-ai hotărât să te dreptul? Apuci de drept? E o poveste ceva mai sensibilă cu de ce dreptul, dincolo de o experiență neplăcută personală, m-am văzut eu pe mine pledând în procese penale. Sigur, cu aura aceea de spectaculos care e în filmele americane. Nu ți-e... Doreai să faci dreptate? Poate doream să fac dreptate sau poate doream doar să aud ce am eu de spus. Pentru că nu atât căutam dreptatea, cât căutam dreptatea mea cu mine, cred, de pe atunci. Fiindcă în ceea ce îmi doream eu era să pledez. Nu neapărat să-mi și dea cineva dreptate, ci doar să pledez. Faci asta astăzi, acum? Fac asta astăzi, dar nu în procese penale. Fac numai în tot ce înseamnă civil. Și mai e vorba de dreptatea ta? Este din nou o întrebare sensibilă. Poate s-a pierdut undeva dreptatea mea și caut o dreptate încastrată, poate, în niște reguli de drept. Da, caut dreptatea clientului. Dreptatea mea nu pot găsi unde și cum practic dreptul. Că e dreptatea clientului, primează dreptatea clientului. Spuneai că aveai acea imagine din filmele americane. Da. Care a fost realitatea? Sau care e realitatea? Diferită, ca întotdeauna. Însă nu atât de diferită. Sigur, procesele în dreptul românesc nu au spectaculosul proceselor din filmele americane. Însă au o doză de spectaculos. Oratorie implică apariția inclusiv scenică, pentru că e o întreagă tehnică să pledezi și să captezi atenția judecătorilor și să nu se plictisească și să poți expune logic cursiv. Însă, dincolo de ceea ce se poate vedea, e multă muncă. Multă muncă. Asta vreau să te întreb, cam cât durează să pui în scenă o pledoarie? Pledoaria vine pe măsura studierii dosarului, a cauzei. Nu e un timp predefinit
este în funcție de complexitatea cauzei, de gradul de dificultate, de elementele interpretate, multe documente. După care vine legislația, care toate la un loc iau mult timp. Dreptul e o meserie, nu știu dacă i-aș spune de rutină, dar probabil că de rutină. Înseamnă multă muncă în spate, pentru orice. Dacă vrei să practici dreptul la un anumit nivel de calitate. Spuneai că am trecut direct la cum e dreptul. Dar știu că îmi povesteai că ai lucrat pentru câțiva ani la primărie, apoi ai lucrat în două firme de avocatură ca să ajungi astăzi să lucrezi la propriul tău cabinet. Cum a fost drumul ăsta de la, hai să spunem, partener sau angajat până la urmă într-o organizație la independența pe propriul tău cabinet? Acum depinde la care moment te referi, la momentul decizional sau la drumul efectiv parcurs între... Hai întâi să vorbim de drum și apoi să ne spui și de decizie. Drumul era drumul firesc al celor crescuți cu credința că dacă muncești mult și ești conștiincios și ai un angajator de treabă, vei obține... Ce înseamnă un angajator cariera de treabă? Care să îți dea voie să te exprimi. Și în același timp, de ce nu, să te și plătească suficient pentru munca pe care o prestezi. Și atunci am făcut ceea ce face cineva care este crescut în această credință și educat, cum educă școala în general, că asta trebuie să faci, să muncești mult, să fii conștiincios, să ai un serviciu, să-ți faci o casă, o familie și o să obții fericirea, viața și cariera și succesul. Și ai făcut asta, nu? Am făcut asta. Și ai obținut fericirea, succesul, cariera? Ca majoritatea oamenilor care vor să conștientizeze că deși poți spune că ai o carieră, că ai o familie, că ai ajuns la un anumit nivel social, la un anumit nivel salarial, ai surpriza, la un moment dat, să constați că deși ai toate ingredientele ca să fii fericit, împlinit și liniștit, nu le-ai obținut. Ai obținut mici bucățele, așa, ai obținut o grămadă de timp investit și că se prevede investiție continuă până la pensie și ajungi la un moment dat când te întreb, wow, ce e greșit în această rețetă pe care o învățăm bine și ne-o livrează toată lumea? Părinții, școala, facultatea, angajatorii. Și atunci iei niște decizii în funcție de ce concluzii poți să tragi în urma analizei. Ce a fost greșit din punctul tău de vedere? Sau a fost ceva greșit? Da. Sau nu neapărat greșit. Accentul pus pe carieră în detrimentul vieții personale sau a înclinațiilor personale poate fi considerat o greșeală sau, dacă ai doza suficientă de maturizare sau de maturitate, o poți considera o experiență necesară, pentru că dacă ai fi putut să faci altfel lucrurile, le-ai fi făcut. Deci dacă nu le-ai făcut, înseamnă că trebuiau făcute în felul în care au fost făcute. Timpul alocat, iarăși, dacă atâta timp ai avut nevoie ca să realizezi anumite lucruri, înseamnă că așa au trebuit să stea lucrurile. Și iată că a venit și momentul deciziei. Da, m-a ajutat fetița mea, de fapt, la acest moment al deciziei. Spune-ne despre fetița ta. Mai ales că eu o cunosc pe fetița ta, dar spune-ne un pic despre ea. Ea te-a încurajat să scrii prima poezie, nu-i așa? Ea m-a încurajat să o postez pe Facebook, de fapt. De încurajat m-a încurajat nimeni.
pur și simplu forfotea poezia în capul meu și am scris-o în loc să fac un contract. Însă Carina mi-a zis... Carina, fetița mea, mi-a zis: mama, până să vezi dacă ți-o publică cineva, nu vrei să o postezi pe Facebook? Și am făcut acest lucru. Și tot ea te-a ajutat să ieși decizia să, să-ți faci propriul cabinet. Cum? Tot ea. Apariția unui copil este o apariție care schimbă orice fel de lucruri știute până la apariția copilului. E aproape indescriptibil în cuvinte. E o bogăție de emoții și o dorință de a-ți aranja lucrurile în cap, în suflet, în viață, în așa fel încât să ajungi să te bucuri de tot și să te bucuri de copil și să te bucuri de tine, pentru că dacă nu te bucuri de tine, nu te poți bucura de copil. Însă, poate clicul s-a făcut când Carina nu avea încă 2 ani, cred că avea un an și ceva, și de câte ori mă îmbrăcam frumos ca să mă duc la serviciu, dispăream din raza ei vizuală. Mă ignora complet. Și nu mai avea niciun fel de reacții la prezența mea. Eram deja plecată din casă din momentul în care mă pregăteam să mă îmbrac. Și după ceva vreme am întrebat-o: Carina, ce se întâmplă? Ești supărată? Încă nu folosea cuvintele de legătură, deși a vorbit foarte repede. Și mi-a spus: mama, tu stai, Geta pleacă. Dar era interogație, adică de ce eu plec și Geta, care era bona, rămânea cu ea, adică de ce nu stau eu? Și am încercat să-i explic unui copil de un an și ceva de ce eu trebuie să mă duc la serviciu. Și încercând să-i explic că eu mă duc la serviciu ca să câștig bani, ca să cumpărăm lucruri, am ajuns la un nonsens în care se părea că eu mă duc la serviciu ca să câștig bani, ca să cumpăr lucruri de care în cea mai mare nevoie, în cea mai mare parte, nici măcar nu avem nevoie. Și atunci am zis: ups, o problemă. Ia să vedem. Oare de ce mă duc la serviciu și de ce mă duc la acest serviciu și ce altceva poate fi făcut? Și atunci a fost momentul în care m-am gândit cam ce ar fi cazul să fac. N-a fost un proces simplu, fiindcă credințele pe care le avem sunt greu de schimbat și e destul de greu de renunțat la ele. Este destul de greu, de fapt, să realizezi că ți le-ai însușit fără să faci o analiză dacă ele sunt de folos sau nu. Până la momentul, Carina, ai spus că e foarte multă muncă în spatele meseriei de avocat sau dacă dorești să practici dreptul la un anumit nivel de calitate. Asta bănuiesc că presupune foarte mult studiu, presupune o actualizare permanentă cu legislația în vigoare, cu adnotările la legislația în vigoare și așa mai departe. Dar până la momentul de ce mergem la servici, ai avut astfel de întrebări sau, dacă vrei, ai intrat pe drumul acelei căutări personale? Ce sunt credințele altora? Ce sunt credințele mele? Unde sunt eu între atâtea credințe? Poate nu chiar în această manieră. Căutări am avut de când pot să-mi amintesc. Însă, forțată de împrejurări sau de circumstanțe, am apreciat la diverse momente din viața mea că nu sunt cele mai potrivite, poate, căutări, sau că nu sunt conforme cu drumul pe care am apucat. Nu știu dacă toți oamenii au aceleași căutări. Cred că le au. Noi știm lucruri. Noi uităm că știm lucruri, de fapt. Și ca să îți aduci aminte de lucruri despre tine, despre ce e important în această viață, trebuie să faci o analiză, într-adevăr, a balastului acumulat pe parcurs. Dar trebuie să știi cum să o faci și să știi că este posibil să o faci. Până ajungi la momentul la care realizezi că e posibil să faci această analiză, iar e cale destul de lungă, studiu,
multe cărți, informații, căutări, povești. Dar totuși ai luat decizia, nu? Ai luat decizia să pleci pe cabinetul tău. Da. Am luat această decizie. Într-un moment în care am considerat că am nevoie de timp și că acest timp pentru mine, pentru viața mea, pentru a mă bucura eu de lucrurile care sunt în viața mea, generate de Carina, am spus că este necesar, mi-am spus eu mie că este necesar să am posibilitatea să-mi fac singură programul. Și astăzi îți faci singură programul. E mai puțin de muncă? Nu e mai puțin de muncă. Însă este și altă motivație în spate. Este un alt mod de a putea aranja lucrurile. Altfel nu este mai puțin de muncă. Însă îți poți lua deciziile cât muncești, cum muncești, ce oameni poți antrena ca să te ajute în munca ta. Îți iei propriile decizii, suporti și consecințele, sigur. Într-o anumită măsură este mai greu, pentru că știi că la sfârșitul lunii nu vine salariul, indiferent dacă ai muncit sau nu, sau dacă ai avut client sau nu. Însă ai această libertate de a alege și cât muncești, și cum muncești, și cu cine muncești, ceea ce e important. E important că este un test cu tine dacă poți să faci lucrurile astea, dacă poți să-ți înfrângi temerile și să pornești pe drumul tău, care o fi el. Odată cu această decizie, au fost lucruri care te-au ajutat din experiența ta anterioară ca și, hai să spunem, angajat al unei companii? Mă refer aici strict la angajat, nu la meseria de avocat. Mă refer strict la calitatea sau statutul tău. Categoric au fost lucruri. Tot parcursul vieții, toate experiențele, care or fi ele, ele pot fi folosite și integrate chiar dacă schimbi drumul oareși cum. Eu nu m-am schimbat radical. Eram într-un business în care asta făceam și până atunci eram partener și înainte de a pleca pe drumul meu. Însă, sigur, perspectiva se schimbă mult. Dar nu asta a fost dificultatea, de a schimba perspectiva din punct de vedere al angajatorului, spre exemplu, sau a-ți coordona singură. Perspectiva a fost de a trece de la, chiar dacă eram partener, în final, fiind un partener cu o cotă minoritară, aveam conștiința tot a angajatului. Cel mai greu este să schimb mentalitatea de angajat, pentru că inițial, după ce am făcut această schimbare, munceam la fel de mult, în același ritm. Schimbasem doar angajatorul. Devenisem eu, propriul meu angajator, care era cu mult mai exigent decât orice alt angajator pe care l-am avut. Și cum ai schimbat asta? Încă lucrez la unele aspecte rămase prin conștientizare, evident. În momentul în care observi că nu se schimbă major nimic, deși aparent ai făcut schimbări mari care ar fi trebuit să genereze schimbările dorite, pentru că practic eu am urmărit să obțin timp liber, mai mult și bucurie în ceea ce fac, fără presiune, fără indicații sau fără decizii luate colegial, dar atunci când sunt mai mulți oameni, sunt greu de luat deciziile și mai greu de implementat. Dar cel mai important era să obțin timp liber. Și când observi că schimbările dorite nu vin, sigur, conștientizezi că e o problemă. Unde rămâne să analizezi și să vezi de ce nu s-a schimbat mare lucru decât decorul. Și asta am făcut. Am tot analizat, am tot schimbat, am văzut că nu se întâmplă nimic spectaculos din nou, am schimbat iar și am tot schimbat și tot schimb.
Te-a îndrumat cineva? Ai fost la niște cursuri? Cum? Inițial nu. Inițial nu, pentru că prin natura împrejurărilor, cred, am fost autodidactă în cea mai mare parte a timpului. Însă, la un moment dat, dar nu de mult, nu e mai mult de un an, am ajuns la concluzia că a fi autodidact nu este neapărat o calitate. Chiar deloc. Este de multe ori o pierdere de timp. Este bine să apelezi la cei care știu pe anumite domenii sau secțiuni mai multe decât tine și să profiți de toată știința și timpul alocat de ei pentru a ajunge la un anumit nivel. Și atunci, da, am spus, este momentul să las pe alții să mă învețe acolo unde eu nu știu și mi-ar lua mult prea mult timp ca să învăț singură. Și dă-mi un exemplu. Ce ai făcut? Inițial, observând că apar schimbări, sunt benefice, lucrurile se întâmplă, dar nu în ritmul în care aș fi vrut, răbdarea nu e latura mea forte. Am apelat la un coach. Un coach care combina, practic, dezvoltare personală cu business, cu analiză de business. Pentru că problema mea era aici, de ce prea multe ore de muncă și unde bat pasul pe loc sau unde irosesc timp și ce aș putea să fac pentru asta. Și rezultatele au apărut mult mai rapid și am prins gust de a învăța de la alții lucruri. Pe urmă am făcut un curs de Theta Healing care mi s-a părut foarte interesant. Acum fac cursuri de coaching, am făcut cursuri de terapie prin hipnoză și cine știe ce îi mai face. Și în același timp, zi de zi, mergi, analizezi dosarele clienților, chiar din, sau ce industrie apelează cel mai mult la serviciile cabinetului tău? Evident că tot în zona de business, pentru că specializarea mea a fost pe drept comercial. Chiar în situația actuală, unde criza, așa a spus cuvântul, investițiile sunt mult mai puține, mai lente, dar pe zona de litigii există în continuare, pe zona de consultanță la fel, sigur, trebuie să muncești pentru asta. Pentru că și marketingul este o știință. Asta era următoarea întrebare. Dacă înainte, chiar dacă erai partener, cumva beneficiai de rețeaua companiei respective în ceea ce privește clienții, cum a fost să fii tu în postura de a-ți găsi clienți? Nu cea mai facilă sau cea mai confortabilă postură, însă făceam asta deja și parteneri fiind. Și atunci a venit nu neapărat într-un firesc, dar era ceva ce făceam deja, doar că a trebuit să o fac în alt ritm. Am făcut-o și pe asta. Deci ai învățat și puțin marketing, ai spus, îmi spuneai mai, cred că acum îmi spuneai că faci coaching, dar nu pentru a deveni coach. Da. Dar pentru ce? Toate practicile astea, procedurile la care am avut acces în ultima perioadă, au un singur scop, introspecție, nimic altceva. Ce o să fac, poate, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat cu tot ce învăț în acest domeniu al dezvoltării personale, nu știu încă. Însă, cu certitudine, ajută și în meseria mea, în drept. Lucrez cu oameni. Pledez în fața unor judecători care sunt oameni, sunt sensibili la inflexiuni, la modul de expunere, la postură, la tonalitate. Trebuie să fii atent la fiecare reacție a judecătorului când pledezi, ca să-l poți ajuta, poate, să-și mențină atenția la ceea ce expui, care nu este întotdeauna ușor, fiindcă programul
încă este mult prea încărcat a judecătorilor pentru un act de justiție așa cum chiar ei și-ar dori. Justiția s-a îmbunătățit mult, foarte mult în ultimii 10 ani, dar sigur că mai este loc. Întotdeauna mai e loc. Evident, evident. Însă lucrurile merg și merg din ce în ce mai bine. Sunt judecători bine pregătiți, uneori puțin cam exigenți procedural, dată fiind tinerețea uneori. Chiar știu că îmi spuneai la un moment dat că ai avut așa un vis când te-ai dus la drept. Mi-am adus aminte acum, deci trebuie să spun. Să faci justiția așa cum o vezi tu. Cum vezi tu justiția? Asta că mi-am adus aminte și te-am întrerupt și răluăm ideea. Nu mai țin minte în ce context ți-ai fi spus asta. Să faci justiție așa cum vrei tu sau cum vreau eu. Cum o vezi tu, nu cum vrei. Cum o văd eu. Wow, pare așa de mult. Este un subiect aproape greu de atins în cât timp o mai fi rămas din emisiunea asta. Cum aș vedea eu justiția? Justiția este pentru oameni, făcută cu oameni. Uneori se tinde spre a se uita de faptul că justiția este făcută pentru oameni și se ajunge la o justiție făcută parcă pentru reguli, în detrimentul oamenilor și a restabilirii adevărului. Dar nu a adevărului conform legilor scrise, poate uneori dincolo de ce e scris și a unei interpretări în spiritul legii și nu în litera legii, cum poate din grabă și din aglomerare uneori se întâmplă și încă prea des. Cumva și sistemul de educație contribuie la tendința de a ne apleca asupra literii de lege, mai degrabă major decât a spiritului de lege. Major, dar în toate domeniile se întâmplă asta. Asta face școala, în momentul ăsta, în opinia mea. Dar eu nu sunt un fan al școlilor așa cum sunt astăzi. Oamenii nu sunt învățați pentru a le fi cu adevărat de folos în viață și a-și dezvolta abilitățile. Parcă suntem învățați doar să ne robotizăm și să fim eficienți și să producem mult. Cel mai adesea pentru alții. Ce producem? Panică nouă, lipsă de timp, boli, suferințe, altora bani. Și astea nu expiră, sunt niște produse excelente, nu? Și este bandă rulantă, din păcate. Și sistemul de învățământ nu se schimbă. Și cum funcționează omul, nu este învățat omul în școală. Trebuie să ajungă ori să se îmbolnăvească, ori să fie deprimat, ori să ajungă la o criză existențială ca să se întrebe, oare din ce am învățat, ce mi-o folosi? Sau ce e greșit ce ar trebui să nu mai aplic? Și atunci, da, toate vin din acest soi de învățământ care nu învață încă pe nimeni cum să fie cu adevărat de folos și societății și umanității. Poate sunt cuvinte mari, însă le cred. Cum ne mutăm? Adică, cum ne mutăm și spun ne, pentru că bănuiesc că nu e vorba doar de avocați aici. Nu. E vorba de toată lumea, care primul lucru, aoleo, s-a mai dat o lege, citez, mă duc să văd ce mai scrie acolo. Cum ne mutăm atenția de la literă la spirit? Dincolo de faptul că lucrurile... Cu ajutorul unui avocat bun. Altfel e greu, pentru că legislația românească este un hățiș. Este un hățiș. Sunt legi, modificări la legi, ordonanțe, hotărâri, norme. Ce face un avocat bun? Eu tot insist. Un avocat bun? Da. Wow. Un avocat bun, când are o speță, începe să analizeze. După ce s-a uitat în mare pe multele hârtii, dacă sunt multe, o ia cu legislația. Se dumirește bine cum stau lucrurile legislativ. După care
vede ce soluții există. Nu e ușor să te dumirești nici măcar legislativ, pentru că există și oareși care incoerență legislativă sau insuficiență în exprimări. Sunt multe legi care nu sunt corelate și atunci să poți să corelezi în interesul clientului nu este o muncă facilă. E nevoie de multă experiență, este nevoie de multă știință de carte. Și bănuiesc că poate și de cunoștințe conexe despre domeniul neapărat de lucru al clientului. Neapărat. Oricum nu poți, dreptul nu-l poți practica rupt de interesul și domeniul clientului. Întotdeauna este aplicat clientului. De aceea poate că este o meserie destul de grea. Nu poți face un contract, spre exemplu, fără să știi în amănunt partea tehnică. Asta spre disperarea unor clienți care nu arare ori întreabă, dar de ce îmi trebuie mie atâtea informații? Adică dacă trebuie să cumpere sau să fabrice un cazan, dau un exemplu banal, eu de ce trebuie să știu cum se face cazanul, când poate să pocnească, când, care sunt riscurile, unde trebuie amplasat, la ce îi folosești, care-i circuitul? Pentru că altfel nu poți aplica dreptul decât știind toate aceste amănunte. Cine te-a inspirat pe tine în spiritul legii? Că bănuiesc că și tu ai fost educată în litera legii. Da, am fost educată în litera legii. Grea întrebare. Nu mi-am pus-o niciodată. Cine m-o fi inspirat? Păi să avem și noi o premieră astăzi. Păi nici m-am gândit la asta. Nu știu cine. Poate natura mea care mă determină mereu să scotocesc, care mă determină mereu să aflu dincolo de cuvinte, dincolo de ce scrie, dincolo de aparențe, dincolo de ce vrea lumea, dincolo de ce pare că ar trebui. Poate asta m-a determinat, pentru că altfel am învățat cum învață toată lumea. Litera legii și mai puțin spiritul legii. Există niște principii directoare. Dreptul are niște principii și pornim de la principiul că dreptul este făcut pentru oameni. Normele sunt făcute să reglementeze relații sociale, relații dintre oameni. Ori dacă dreptul, ca principiu, normele legislative fac asta, înseamnă că trebuie să fie în beneficiu oamenilor. Și atunci, poate că pornim de aici. Normele sau rigoarea normelor, nu rigoarea normelor, ci rigoarea aplicării normei în litera ei, nu pare suficientă, nu pentru mine. Și nu rare ori am avut surpriza plăcută, chiar și în instanță, atunci când invoci sau când convingi judecătorul și face apel, la spiritul legii și la utilitatea normelor și la rațiunea dreptului, parcă se deschide o poartă magică. Pentru că sunt lucruri simple la îndemâna tuturor și oamenii, profesioniștii, uită să se mai gândească la ele. Și aplicăm în mod robotic niște norme, niște lucruri învățate. Și parcă, până nu ne amintește cineva, uităm și de o parte de umanitate. Bine, ne lovim de asta și în viața de zi cu zi. Nu e vorba doar de sistemul de drept. Nu, este generalizat acest proces de robotizare. E greu să decizi să nu mai fii robotizat? În drept și în afara lui. Nu e greu. Este mai mult decât greu. Este înspăimântător în unele momente să decizi. Nici nu știu dacă decizi de plin. Inițial te joci cu dorința de a ieși din perspectiva aceea de a vedea lucrurile. Pentru că se schimbă complet perspectiva și foarte multe lucruri nu-și mai au nici importanța, nici locul, nici coerența. Înțelegi mai multe și în același timp, dar le înțelege altfel. Și nu e întotdeauna facil să faci asta. Sau niciodată nu cred că este facil să faci asta. Dar continui să o faci. Cel puțin tu asta faci. Da. De ce? Cred că la un moment dat nu mai există alternativă. După ce
încep măcar să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă sau chiar din mai multe perspective, nu-ți mai poți limita sau îngusta orizontul. Nu există această alternativă. Uneori ai dori să te întorci la acea unică perspectivă și nu mai poți face, pentru că nu mai poți nega ce ai ajuns să fii. Și atunci e lucrurile ca tare. Mai citești de ceva, mai gândești, mai meditezi și mergi mai departe și spui, ok, bine, hai să vedem ce mai urmează. Și poate fi interesant când o privești ca pe o experiență și ca pe ceva interesant ce se întâmplă, pentru că e multă culoare și e multă trăire și sunt multe gânduri și e parcă te întâlnești pe tine câte un pic, câte un pic cine ai fost inițial și te-ai pierdut pe drum și zici, wow, parcă începe să-mi placă de mine acum, câte un pic, câte un pic. Uneori nu-ți place, dar îți place mai mult decât îți plăcea înainte. Tu când te-ai întâlnit ultima oară cu tine și te-ai surprins? Eu m-am întâlnit ultima oară cu mine la începutul lui septembrie. Anul ăsta? Anul acesta, da. De fapt, cu o bucățică de mine pe care nici măcar nu o cunoșteam. Și a fost interesant și revelator chiar. Ne-o prezinți și nouă? Da, m-am trezit la un moment dat că scriu poezii. N-am avut o pasiune pentru poezie. Mi-a plăcut doar poezia filozofică, n-am fost niciodată înclinată să scriu poezie. Am scris, dar proză, nu poezie, și m-am trezit brusc scriind poezii. Și te-ai bucurat? Și m-am bucurat, pentru că erau frumoase. Da, m-am bucurat. Și veneau dintr-un firesc al meu. Veneau de la mine. Nu din ceva ce era învățat. Veneau de la mine. Și mesajul, parcă ar fi fost un mesaj pentru mine în poeziile acelea. Adică eu îmi trimiteam mie mesaje. A fost interesant. Apropo de aceste reîntâlniri din când în când cu noi care suntem, dar care am uitat că suntem, dar ne mai regăsim pe drum. Ai avut multe momente când ai descoperit poate că dreptul este doar o fațetă din ce reprezintă Oana, că există poate și alte pasiuni, nu doar pasiunea de a munci sau pasiunea pentru... Știu că tu ai o pasiune, dreptul e pasiunea ta, asta nu poți să o negi, dar știu că ai și alte pasiuni. Când le-ai dat voie să se exprime? Sau care a fost târziu factorul catalizator? Tot fetița mea a fost factorul catalizator. Pentru că ea m-a făcut să mă întreb dacă e destul ce fac. Da, pasiunea mea a fost dreptul. Poate, mi-e ușor să practic dreptul. Nu știu dacă este pasiunea mea. Astăzi, dacă mă întrebi, nu știu dacă este pasiunea mea. Acum 5 ani îmi spuneai asta. E interesant că după 5 ani... Pasiunile trebuie să fie altele. Pasiunile trebuie să fie altele, nu dreptul. Ar fi minunat dacă ceea ce profesia îți este pasiune. Astăzi, eu nu mai pot spune asta. Aș vrea să pot să spun că dreptul este pasiunea mea, însă nu. Dreptul nu este pasiunea mea. Dreptul este o meserie pe care am practicat-o cu pasiune până de curând. Însă nu este pasiunea mea și a trebuit să mă găsesc eu pe mine ca să-mi dau seama că dreptul nu este pasiunea mea. Dreptul este doar ceva ce mi este ușor să fac. Care este pasiunea ta? Sau care sunt pasiunile tale? Încă mai descoper sau încă sap ca să descoper ce pasiune aș mai putea să găsesc pe acolo, în afară de poezie, citit, meditat, jucat cu copilul, fiindcă, așa cum știi și așa cum ziceam, credeam că pasiunea mea este drept.
Ce carte ai citit în ultimul timp care, nu știu, ți-a umplut sufletul așa de bucurie sau ți-a adus o conștientizare? Sau... Suplimentară? Suplimentară? Da, am citit o carte. De fapt, eu citesc tot timpul. Citesc multe lucruri. Dar a fost o carte care, de fapt, ultima carte care am citit-o, acum am început deja altele. Nu știu dacă mi-a umplut sufletul. A provocat o reacție. A provocat o reacție. Nu mi-a umplut sufletul. Că m-a și frustrat. Rețeta geniului e o carte despre cum poți să ajungi la măiestrie. Indiferent ce domeniu. Măiestrie însemnând să dai 100%. Dar să fii în acord. În acord tu cu tine. În orice faci. Și deși... rețeta după care stabilești dacă ești în acord cu tine? Da, sigur, vine și cu sugestii, însă sunt ca, dincolo de face o analiză extrem de brutală a ce înseamnă omul, a ce înseamnă măiestria, a ce înseamnă misiunea vieții, a ce înseamnă experiența acestei vieți. Dincolo de toată literatura gândește pozitiv, spre exemplu, sau atitudinea face totul, face o poză reală asupra ce înseamnă această viață și care poate misiunea noastră pe lumea asta, care poate fi un pic frustrant. Cu ce ai rămas de aici, în afară de faptul că e un pic frustrant? Că este... datoria noastră față de noi să descoperim care este misiunea noastră. Misiunea noastră însemnând acele talente unice cu care am fost înzestrați și care cel mai adesea nu doar că nu le potențăm în nici într-un fel și nu le valorificăm și nu profită nimeni de pe urma lor, dar le îngropăm adânc înăuntru nostru și credem sau ne învățăm și suntem învățați să credem că pasiunea noastră e, spre exemplu, o meserie care îți utilizează toate resursele de energie, de creativitate, de în detrimentul calităților care ți-au fost date poate pentru a face ceva mai mult cu ele decât să câștigi bani sau să te lupți pentru așa zisă dreptate într-o lume comercială. Ne întoarcem iarăși la am fost învățați și o să te întreb, ne apropiem așa de final, dar pentru că ne întoarcem iarăși la am fost învățați, vreau să te întreb unde învață fetița ta, mai ales că ai avut această conștientizare. Da, după încercarea de primul an, clasa 0, de a face o școală clasică, am mutat-o la o școală care este atipică. Atipică. Nivelul academic este adaptat nevoilor copiilor de astăzi. Sunt foarte deștepți. Au acces la o informație atât de diversă și au o curiozitate poate pe care am avut-o și noi, însă n-am avut sursele de informare suficiente. Este la o școală unde învață, unde în materia școlară are mindfulness, psihologie, meditații și... Bine, vorbind acum de clasa întâi, nu? Da, de la 7 ani sunt învățați cum ne funcționează creierul, cine suntem noi oamenii, ce sunt emoțiile, cum funcționează emoțiile și că asta ne face umani, și că e bine să le avem și să le manifestăm, trebuie doar să știm cum să le manifestăm în așa fel încât să nu-i deranjăm pe ceilalți care s-ar putea să n-aibă aceeași reacție emoțională la același lucru, la fel ca și noi. Și atunci învață aceste lucruri de la 7 ani și eu mă uit cu invidie la temele ei de mindfulness și zic, wow, cât de tare mi-aș fi dorit să fac o astfel de școală. Dar decizia de a o muta a venit... În urma faptului că am observat după jumătate de an de școală și de reguli învățate și de pedagogii pe care avea și credeau în ele, am observat cum îi se sting sclipirile din ochi. Am observat cum își adună umeri în față și că toată încrederea ei de copil super deștept
zboară pe fereastră. Și atunci, într-o disperare, cred, am căutat o școală pe care am găsit-o. Cu niște sacrificii, evident. Acelea de a nu vorbi limba română în școală. Dar ne asumăm asta. O ultimă rugăminte de final ar fi să ne spui pentru cineva care ar vrea să se apuce să studieze dreptul în spiritul legii. Pentru cineva care poate nu vrea să studieze dreptul în spiritul legii, dar poate că vrea să privească dincolo de norme și convenții. Cum ai sfătui tu o persoană să se trezească? Să se cunoască, să se iubească. Când ajungi să te cunoști cu adevărat pe tine, nu cred că mai poți privi în litera legii, strict aplicat la această meserie. Vei privi în spiritul legii. Atunci când îți accepți condiția umană, iubești și oamenii și devii conștient de faptul că oricare dintre profesii, nu doar dreptul, sunt pentru oameni, în beneficiu oamenilor. Și o practici de la un alt nivel. Nu rămâne doar la nivel cerebral. Nu doar mintea analitică va fi implicată. Și vei mai pune și ceva intuiție și ceva suflet și atunci creativitatea crește și cred că acesta ar fi sfatul pe care l-aș da. Mai înainte de toate cunoașterea de sine, pe urmă pasiunile în profesie și norme prestabilite. Da, poate că uneori este necesar să cunoaștem normele ca să nu ne raportăm la norme. Într-un mod paradoxal. Poate. Sau mai puțin paradoxal. Ceea ce vrei tu să spui este despre acea competență pe care o dobândești și intră în automatism. Poate da. Sau poate dacă generațiile noi ar fi învățate despre cum funcționăm noi oamenii, poate că lucrurile s-ar schimba. Poate că se vor schimba. Se vor schimba. Dar aș vrea să se schimbe mai repede, să le văd și eu schimbându-se. Dar mi-ai spus de răbdare. Mulțumim că ai avut răbdare atunci să stai cu noi în seara asta. Și mulțumim că ne-ai împărtășit din experiențele tale. Și te mai așteptăm cu drag. Îți mulțumesc pentru invitație, îți mulțumesc pentru întrebările puse, unele dintre ele incomode. N-ar fi putut fi doar comod. Îți mulțumesc și eu, draga mea. Mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi și ne revedem săptămâna viitoare. O seară plăcută în continuare.